tiempo din Federația Română de Arte Marțiale. Cel de-al treilea sfert de finală. Daniel Burlac cu short albastru și moldoveanul Pavel Doroftei s-a trecut în lupta la sol foarte repede. Daniel Burlacu știe să ducă foarte bine lupta la sol. Deocamdată moldoveanul a prins o priză din lateral. Dacă nu e o priză favorabilă, e bine să ții adversarul foarte aproape, piept pe piept, pentru a nu reuși să inițieze vreo acțiune articulară sau ștrangulare, nici să lovească cu pumnul. Este fixat Daniel Burlacu. Caută o soluție românul, moldoveanul deasupra. Acum încearcă o acțiune articulară pe cot. Foarte interesantă acțiune articulară. Să vedem, se ridică Daniel Burlacu și scapă. Scapă în cele din urmă Daniel Burlacu de acea acțiune articulară. Întotdeauna atacul teoretic ar trebui să pornească pe două fronturi, să încerci ori o poziție superioară și o acțiune articulară, ori o acțiune articulară și o ștrangulare. Din nou moldoveanul a încercat o luxare pe cot, încearcă Burlacu să lovească, dar trebuie să scape din acea situație mai puțin favorabilă. Daniel Burlacu a încercat la un moment dat o tentativă de ștrangulare cu picioarele, greu de ieșit. Foarte bună poziția moldoveanului din lateral. Daniel Burlacu trebuie să-i prindă un picior și se întâmplă asta chiar acum. E, acum altfel poate discuta, poate răsturna situația Daniel Burlacu. Da, trebuie să stea lipit de el, trebuie să stea lipit de el, pentru că altfel riscă. Nici brațul acesta nu este foarte bun, nu, ce greșeală face Daniel Burlacu. O acțiune articulară clasică din judo și jiu-jitsu. Un canset și un alt meci care se termină înainte de limită. A încercat să depărteze brațul. Ce greșeală a făcut Daniel Burlacu. Și într-adevăr foarte talentat acest Pavel Doroftei, care ne-a arătat că știe foarte multă tehnică.